primul cu numărul pe tricou este Andrei Bira! Am zis primul cu numărul pe tricou. Cu numărul 1 pe tricou. Mama mea, dar ce ai făcut? Ai mâncat ceva? În ultima vreme mai mult. Eu știu unde mă uit acum, nu? Mă uit fix în pieptul tău. Ai niște ochi superbi pe cuvânt. Deci ești la câți ani? Ce 28. La 28 de ani? Și? Încălțat sau? Hai să o lăsăm descălțat așa. Hai să o lăsăm descălțat. 198. 198 de centimetri. Michael Jackson. Deci 2 metri. Practic, ai 2 metri. Ai făcut sport? Basket. Am făcut, dar acum... Erai tatălor. Foarte tare. Spune-mi, Andrei, de unde vii și cu ce de la Ploiești. Da? Sunt inginer mecanic în domeniul petrol și gaze. Bravo, bravo! Calitatea. Viitorul! 100%. Și ceva, o să se cumpească tot așa, o să țină benzina? Nu știu. După față, cred că știi, dar nu vrei să-mi zici. Exact. Andrei, îți doresc succes, mă bucur că ai venit la noi și să câștigi ce-ți dorești. Baftă! Bun! Mergem mai departe! Concurentul cu numărul 2 este Teodora Micuda! Teodora, ce frumoasă ești, Teodora, bună seara! Mulțumesc. Te-ai îmbrăcat în roșu să nu fii de ochiată? Da! Vreau să spui de unde vii și cu ce te ocupi. Vin din Câmpul Lung, am domiciliu în Brașov, stau în Sibiu. A, bun, mamă, mai lungă la mine. Câmpul Lung, Sibiu, Brașov, bun. Da. Sunt și studentă... ești în București acum. Da, exact. Sunt studentă la Facultatea de Medicină Dentară din Sibiu, anul 6. Ce frumos, da? Viitorul dinților noștri sună bine. Bănesc că-i coadă la tine, la... nu la cabinet. Doamna Teodora, doamna doctora, pop, mă duc să-mi fac și eu dinții frumoși. De la anul. De la anul o să fie nebunie. Ai emoții? Puțin. Că te-ai înroșit un pic în obrăjor și ai culoarea sacoului, da. Și mi-am dat seama că ai un pic de emoții. Fii atentă, le lași la mine, da? Amin. Și acolo te duci și ești concentrată, prețuri, te pricep la prețuri? Să sperăm. Să sperăm că da? Ai vreo pasiune? Sportul, îmi place sportul. Poate câștigi ceva, role. Baftă-te-o! Bun! Mergem mai departe, concurentul cu numărul 3 este Tanța Bișano! Tanța! Sărut mâna! Tanța și așa, așa e în buletin? Tanța? Mi se pare genial! Tanța! Da, simplu! În general, Tanța vine de la Constanța, de la... Nu vine, vine direct de la... Direct de la Tanța, așa e în buletin, așa. Simplu. Mi se pare foarte tare! Tanța, Tanța, Tănțica! De unde vii, Tanța, și cu ce te ocupi? Vin din Ploiești, da? Mamă, azi vin tot Ploiești aici azi. Da, dar locuiesc la țară de vreun an. Unde? Undeva spre Slobozia, județul Ialomiță, în casa părintească. Bravo, cu ce te ocupi? Faci grădinărit? Da, exact. Da? Sunt casnică la momentul actual și mi-am propus să un mod de viață mai sănătos, alături de animăluțe. Bravo! De curte. Crezi că jumătate din români își doresc lucrul ăsta, să revină... Mie mi s-a îndeplinit. Da? Și eu mi-am dorit foarte ești tare. Ești o fericită. Foarte tare mi-am dorit lucrul ăsta și... Ce ai reușit până am reușit. Ești o fericită. Ce ți-ai dorit să câștigi la noi? Să știți că orice, pentru că casa trebuie mobilată, trebuie reutilată. În mare parte am reușit, ne-am cumpărat, o parte am transferat de la Ploiești. La... Da, e bine venit. Dar orice. Orice, da. Orice, da. Doamne ajută Tanța, zi-mi ce vrei să... Mulțumesc. Ha, baftă! Bun! Și ultimul concurent în această seară, doamnelor și domnilor, dintre primii patru, bineînțeles, Iulian Velicu! Iulian! Bine ai venit, Iulian! Bine v-am găsit! Mamă, dar ai venit, nene! Hotărât, ai zis, nerupi Miro lângă mine, că și așa ești înalt. Ating 100 în 2 secunde. Ating 100 în 2 secunde. 100 de kilograme, că de viteză nu mai prinde nimeni. Bine ai venit, Iulian, de unde ai venit? Bine v-am găsit de aici, de aproape, din Ilfov, din Popeș de Ordeni. Ah, foarte tare. Mamă, e nebunie acum, Popeș, mamă, nu mai poți să intri, nu mai poți să ieși. Spune-mi cu ce te ocupi, Iulian. Sunt specialist achiziții medicamente. Opa, bun. O piață interesantă în perioada asta, care a mers din plin. Suntem un popor consumator. Un popor consumator, ne plac pastilele la nebunie, da. Da, cred că ne și ajută cineva să ne placă, dar în fine nu e treaba noastră, nu ne băgăm. Spune-mi, ce ți-ai dorit să câștigi? Orice, nu știu, un televizor mi l-a luat fiul. Ți l-a luat? Da. Trebuie să luăm unul. Neapărat. No. Unul neapărat? Să vă văd cum ceva mare, frumos? Normal, mare, nu uite la de-alea mici că îl vezi pe Messi atât. Ori îl vedem nene cât e el, ori nu ne... Pe Messi cred că nu mai vreau să... Nu mai vrei să-l vezi? Nu, te-a dezamăgit anul ăsta, nu? Clar. Aia, ce să zic, îți doresc succes, îți place emisiunea noastră, urmărești? Clar. Urmărești, da? Te pricepi la prețuri? Faci cumpărături? Cât de cât, da, obligat. Cât de cât, bravo, obligat, corect, obligat. Aia. Deci nu ești doar cu cardul, mai faci și cumpărături, nu? Clar. Iulian, baftă mult, îți doresc, bravo.
Bun, dragilor, avem trei licitații, ca de obicei în fiecare seară, trei premii mici, mari, și mai mari și imense, și la final, cireașa de pe tort, o nebunie. Deci un premiu de nu o să vă vină să credeți, așa că vă doresc multă baftă, mult noroc, nu exagerați când licitați, fiți în zona reală a prețului și multă baftă. Mulțumim! Mulțumim. Andrei, ce licităm? Începem nebunia asta frumoasă! Primul obiect! Licităm din start pentru un set de ustensile pentru grătar, foarte, foarte șmecher, structurat ca un briciag. Dacă nici la grătar nu ne mai pricepem, atunci la ce? Cât să coste un astfel de set de ustensile? Gândiți-vă timp ce butonez eu aici, gândiți-vă la un preț bun, da? Avem o spatulă, o furculiță. Și dacă știe moldoveanul ăsta, ce e asta? O perie de grătar. Să faci ce cu ea? Să curezi grătarul înainte să pui carne pe ea. Cu plasticul ăsta, curezi grătarul. Plastic asta, da. Cu slana, de fapt, înainte. Cum să curezi, mă, cu așa ceva grătarul? E un grătar mai fin ăsta. A, e un grătar fin? Da. Hai, iartă-mă, nu știam că voi aveți... Noi avem grătarul subțiri. Grătare fine, da, ai dreptate. Da, bravo, da. Ce să zic. Nu o să afli niciodată, deci nici nu o să-ți spun. Cât costă acest briceac, dragilor? 39. 39, îmi spune Andrei. Teodora? 49. 49, Teodora. Tanța? 35. 35, Andrei, v-ați gândit? Poc, poc, bravo. Și Iulian? 50. 50, Iulian. Câteodată e bine să fii ultimul, câteodată nu e bine să fii ultimul. Câteodată e bine să fii primul. Dar de data asta, cine s-a apropiat cel mai mult de adevăr este... Iulian cu 50. La 110. A și venit să nu cumva să-i fure cineva locul. 110, Iulian. Salutare! Salut, salut! Deci ce să mai, gata, ai trecut, ai venit, o să joci un joc alături de mine, după care mergem în finală direct, nici nu ne mai uităm. Pac, trecem de roată. Mergem direct în finală, nu? Cu cine ai venit, Iulian? Am venit cu soția mea, cu sora mea, cu nepoata mea și cu prietenul nepoatei mele. Ia uși ce bine, bună, dragilor, ați venit toți, ne bucurăm din suflet. Norocos, soț, avem, foarte bine. Ai câștigat ceva până acum? Da, tocmai spuneai că sunt norocos, am câștigat la loteria vieții o soție și un copil minunat. Wow! Hai, să vezi din seara asta, nebunie! Cum a zis tu, puiule, cum ai zis tu? Ai câștigat pe mine, wow! O să fie nebunie în seara asta. Cu ce te ocupi, Iulian? Sunt specialist achiziții medicamente de aproape 20 de ani. Bine, adică... Poți să faci roșii de-astea pe sub mână, așa? Pe sub birou. Clar, nu. Nu? Mm. Nu te pot ajuta. Nu. Am încercat, Marian. Mersi. Chiar am încercat. Bun. Deci ai o familie frumoasă, o soție câștigată, un copil. Ce ai? Băiat. Un băiat? Bine! Ai câștigat la loteria vieții, așa, la buzunar, ceva palpabil. S-a câștigat până acum? Nimic. Nimic? Nimic. Salariu muncit. Băi, nene, hai să schimbăm ceva, că doar sunt de la prețul cel. Și jucăm primul joc alături de Iulian. Să vedem ce o să iasă. Rămâneți cu noi. Patru cifre jucăm astăzi cu Iulian. Patru cifre pe aici, pe undeva. Luăm cartonașul. Tu mi-l spui, eu îl pun aici și câștigăm astăzi pentru tine, Iulian. Avem un grătar pe gaz și cărbuni. Perfect. Are o suprafață mare de ardere, 160x104. Are set regulator de presiune gaz, termometru pe capac și raft lateral. Mai dăm și un set din măsuță și două scaune pentru grădină din metal cu suprafețele superioare din mozaic. Tot ce trebuie să faci tu e să-mi faci prețul cel bun aici, format din două cartonașe. Două cartonașe galbene vin aici și împreună fac prețul cel bun al grătarului. Primele cifre, 36. 36, spui prima oară. Extraordinar! De unde până unde, nu știm.
Și poate și soția ta știe ceva sau te încurcă? Vlad? Cincizeci și nouă, îmi spune Iulian. Nope. Unul greșit. Of. 3625. 25. Ei, 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 ei. Yeah, 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 yeah. Nope. Mai două greșeli. 78. Te-ai gândit până la urmă să-l ascuți pe Vlad, pe nu? Pe Vlad. 78. Odată. 78. Și din fericire pentru tine ai câștigat, dragul meu, azi grătarul, acesta minunat pe gaz. E pentru tine, mergi în finală, Iulian, bravo! Bravo! Asta e atitudinea. Ne mergem mai departe cu următorul câștigător sau câștigătoare. Rămâneți cu noi la Prețul cel Bun.